Spectacolul de teatru realizat după romanul meu Dimineața pierdută de Cătălina Buzoianu împreună cu magistrala ei echipă de actori a fost denumit încă de atunci Dreptunul Magic. S-a jucat cu casă închisă, iar turneele prin țară erau extraordinar de asaltate de public. Cătălina făcuse și scenariu, alesese și echipa de actori, alesese decorurile, a trăit tot acest spectacol cu o pasiune pe care probabil că o avea la fiecare spectacol, dar mie mi s-a părut nemaipomenită. De ce vorbesc în primul rând de Cătălina, deși acolo fiecare dintre cei implicați a realizat o capodoperă? Pentru că foarte de curând, la 13 aprilie, ea ar fi împlinit 83 de ani. Doar 83 de ani în aceste timpuri, când viețile oamenilor țin mai mult. Invit pe toată lumea să revadă încă o dată și încă o dată spectacolul pe care l-a creat ea, un punct de lumină în an de întuneric. Na, 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 na.